Hai, salutare și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră minunată de Minecraft. Suntem aici cu căsuța noastră de tigri foarte, foarte frumoasă și cu peștișorul nostru de aici. Băi, eu am luat mai mulți peștișori, dar nu au rămas aici, au plecat, nu știu care e faza. Și m-am gândit, băi, hai să le fac un acvariu și să le pun mai puțină apă în el, gen, să fie mai mult spațiu ca să se joace, pentru că groapa asta aici e foarte, foarte mică. Nu știu la ce m-am gândit când am făcut-o, dar o să vreau să fac un mare, mare acvariu undeva aici. O să-l fac din marginea casei până aici. Nu, de fapt o să-l fac așa, o să dăm cățelușul la o parte și o să facem aici, în fața casei, dita mai acvariul. Cel mai mare acvariu o să-l facem. Și în primul și în primul rând ne trebuie de asta, cum îi spune, nisip. Că vreau să fac un acvariu din sticlă, pentru că toate acvariile... Acvarii? Acvarii, da, un acvariu, două acvarii. Da, toate acvariile sunt făcute din sticlă. Așa că mergem repede, repede, ne-am echipat aici cu o lopățică. Și până ajungem noi la nisip, v-aș ruga foarte, foarte mult să apăsăm acolo butonașul de like, să spargem toate recordurile de like-uri de pe acest canal, să fie treaba bună, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o încă și să postați în secțiunea de comentarii, pentru că încerc să răspund la absolut toate comentariile, dar dacă tot nu reușesc să răspund, o să vă dau acolo o inimioară. Bun, haideți să spargem repede, să facem rost de mult, mult, mult nisip, pentru că ne trebuie mult nisip pentru multă sticlă. Vai, ce tună! Oh, vai, 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 ce tună. Mi-e un pic frică să nu dea un fulger ceva peste mine. Nu știu ce se întâmplă cu ploile astea din ultimul timp din lumea animalelor. Noroc că este o viță aici și este live. O să vă las și canalul lui în descriere. Noroc că este o video aici și mai face el ziua și mă mai ajută ca să pot filma și eu liniștit, fără monștri, fără ploaie și fără alte nebunii. Bun, ia să vedem cât nisip putem să strângem în câteva secunde. Bum, 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 bum. Nisip, nisip. Bun, nisip pentru peștișorii noștri. Și o să căutăm mulți peștișori în ocean și o să ne facem un acvariu frumos cu pești mulți, mulți, mulți. Cu cei mai mulți pești. Vreau să fiu primul de pe lumea animalelor, de fapt singurul care o să aibă un acvariu cu pești. Nu știu dacă a mai făcut cineva asta până acum, dar m-am trezit de dimineață cu ideea asta și mi se pare super, super bună. O să încercăm pe un alt episod să luăm și testoasa. Am înțeles de la voi din comentarii acolo că, băi, poți să lești testoasa, să o iei după tine cu tot cu barcă. Și am zis, băi, haide să încerc, nu? Dar încă n-am încercat pentru că mi-a venit în cap ideea asta, nu știu, din punctul meu de vedere, super, super genială. Băi, cred că ne ajunge nisipul ăsta. Hai să mai luăm un steak totuși, să nu rămânem un steak, nu steak, un steak. Să mai luăm un steak. Nu știu cum e corect, steak sau steak? Cred că steak, nu? Steak de nisip. Bun. Să nu rămânem fără asta ideea, să vedem, avem 23. Haide să le luăm aici să fie 64. Hopa, am dat drumul la apă, am dat drumul la robinet. E bine dacă e. Dăm drumul la robineți. Bun, bun, bun. Hai să facem repede, repede, să nu devină un episod plictisitor acesta, pentru că nu vreau asta. Vreau să vedeți cum reușesc să-mi fac un acvariu cu pești din nisip. De fapt, din sticlă, nu din nisip. Nisipul este materia primă din care putem face acvariul. Bun. Ia să ne urcăm noi aici și aici. Și acum să ne ducem la căsuța noastră, la crafting table-ul nostru minunat. Să facem mutația, dacă pot spune așa. Opa, uite aici un bloc. Un bloc de... am uitat cum îi spune. De beton, dar nu știu cum îi zice. Băi, din ce mi-am făcut eu casa... Am uitat. Nu mai contează. Poți stați acolo în secțiunea de comentarii dacă știți din ce este făcută casa. Am uitat să vă anunț că astăzi nu o să facem niciun live, vor fi două episoade. Nu știu încă dacă vor fi două episoade cu Minecraft sau dacă... Sau dacă va fi un episod cu Minecraft și unul cu Piggy. O să vedem dacă vreau un video să filmeze Piggy cu noi. Eu m-aș juca un pic de Piggy, nu știu, să văd ce o să fiu. O să vă întreb și pe live care este treaba, ce o să putem face. Bun, ia să vedem ce avem aici. Să facem sticlă, dar sticlă o facem aici. Trebuie să ardem nisipul acesta, nu? Aici aveam niște pește, what? Ok, am consumat cărbunele degeaba. Bun, o să avem nevoie de ceva sticlă.
Așa că o să așteptăm un pic pe aici. Ia să vedem, să mutăm cățelușul între timp, să nu pierdem timpul degeaba. Unde este osul acela? Știu că aveam un os sau mai multe oase, nici nu mai știu. Osule, osule, unde ești tu, osule? Băi, nu-l văd deloc. Deci deloc, deloc nu-l văd. Avem 5 diamante, dar nu mai spuneți la nimeni. Nu mai spuneți la nimeni. Ok, aparent nu avem oase. Poate avem afară oase. Poate avem afară, ar fi ceva. Opa, mi s-a închis ușa în nas. Ușa de la propria casă. Salutare, cățelușule. Unde este? Osul, osule. Hei, ce-i asta? Manger. Ai trenuleț din acela. Am înțeles, este un trenuleț. Bun, deci aparent nu mai avem oase, să înțeleg. Ar fi fost culmea să găsesc aici în ultimul. O, 7 găleți! Asta o să ne trebuiască. Deci nu mai avem os. Hai să vedem, poate putem să mutăm cățelușul. Așa gen, poate vine după noi. Haide, cățelușule. Vreau să-l mut de aici din colț, să nu mai stea. Uite că îl pot împinge, cum împingeam țestoasa. Băi, unde te duci? Unde te duci, cățelule? Vino încoace, mielule. Băi, unde mă, n-am și eu un os. Oh, uite că vine. Haide, vino încoace. Haide. Este perfect. Bun, este perfect, cățelușul nostru stă aici în fața casei. Poate se întoarce și el cu fața la noi totuși. Bun, perfect, stă aici în fața casei să ne apere de cele rele. Și noi o să intrăm aici în căsuța noastră minunată, să luăm blocurile astea de sticlă, să începem construcția, zic. Pentru că de asta suntem aici, să construim. Bun, deci s-a pus ploaia și la mine afară acum, deci efectiv acum plouă. Și plouă și în Minecraft, deci este wow. Deci pe bune chiar este wow. Ia să vedem, să începem de aici oare? Sau de aici? Nici nu știu. Hai că o să încep de aici așa, să vadă toată lumea. Să se vadă bine. Să facem doar pe terenul nostru. Vreau să fac un acvariu foarte, foarte înalt. Asta e ideea. Și foarte mare. Vreau să-mi fac o mini piscină aici pentru pești. Așa, și o să facem, nu o să-l facem exact, exact lipit de casă, o să facem la un bloc distanță de casă. Nu mai am, efectiv am făcut partea asta și a rămas fără sticlă. Hai să mergem să mai luăm de aici niște sticlă, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și să construim așa cum trebuie acvariul nostru cu pești. Ia să vedem, să vedem ce o să iasă. Hei, unde este sticla? Ah, am pus eu greșit. Bun, băi, dar ce tună, măi. Tună rău. Ok. Și aici începem să punem deasupra. Și tot așa. Și o să-l facem, nu știu, un alt de 5 blocuri, să zic. Deci de 5 blocuri este suficient, sigur. 2 secunde, vă rog. Cățelușule, cum este aici în ploaie? Stai bine în ploaie sau nu? Stai bine în ploaie, zic. Hai să mai luăm niște sticlă. Băi, ne trebuie multă, multă sticlă. Deci multă, multă, multă sticlă. Și se face destul de greu. Băi, de ori mai pot să-mi fac furnale, mă. Hai să ne mai facem niște furnale, zic. 7 furnale. Le punem pe toate aici. Să lucreze. Să lucreze toate furnalele. Punem aici nisipul. Băi, dar nu mai avem nu mai avem cărbune. Ia să vă dau noroc și găsesc, uite, am mai găsit niște nisip, e bun. E bun și acesta, vai ce tunet, mi se face pielea de găină. Flint, băi, nu am cărbune, serios. Deci e fenomenal, mi-am făcut, uite, am găsit cărbune, uite-l. Avem aici cărbune, este totul așa cum trebuie, bun. Punem aici niște cărbune, luăm jumătate și punem și aici. Vreau să punem peste tot, în toate vreau să punem. Așa, punem și aici. Aici punem doar 2. Ia să vedem cum merge treaba cu 2. Sper să se facă repede. Ok, mai punem și aici puțin. Și să mai luăm din astea, că sunt cam pline. Ia uite, 19. Le punem aici, nu punem așa și așa. Perfect, hai să luăm sticla noastră cea de toate zilele. Să facem ce trebuie cu ea. Mamă, deja ne-am făcut un steak de sticlă, serios. Aici luăm numai câte unul. Opa, nu, dăm sticlă. Aoleu, rămâneam fără sticlă. Uite, reușim să luăm și de aici 2. Perfect.
Mai luăm și de aici. Și de aici două, dar aici nu mai avem nisip. Nu-i nimic, facem rost. Facem rost, nu este nicio problemă. Rezolvăm totul așa cum trebuie. Am mai pus acolo un... Am mai pus acolo un desta, cum îi spune, un furnal, dar n-are nimic. Bun. Hai că avem 42. Să mergem să mai construim un pic la căsuța noastră aici, la căsuța noastră pentru pești. Căsuța pentru pești. Opa, ce am făcut? Aoleu. Aoleu, aleu. Mă încurc în sticla, am prea multă sticla, cum poate mă tai. Să nu umblați cu sticla niciodată, că riscați să vă tăiați foarte, foarte grav. Bun. Cred că 4 blocuri în sus sunt suficiente. Ia să încercăm să punem aici 3. Sau să punem 3 blocuri. Eu zic că este ok și cu 3 blocuri, este destul de înalt. Nu știu dacă ați observat, dar mie îmi plac așa construcțiile astea foarte, foarte mari. Că și casa, am făcut o casă imensă pe care o să o mobilăm între ghilimele, o să spunem noi chestii în ea acolo, ca să fie totul așa cum trebuie. Așa, o să trebuiască să fac și o scară sau ceva. Oare mă pot urca pe aici? Ar fi fost ceva dacă puteam să mor pe acolo, sincer. Ok, nu ne mai trebuie foarte multă sticlă, dar noi oricum o să facem o să facem toată sticla asta de aici, pentru că cine știe la ce mai avem nevoie. Poate mai vine vreo idee, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii dacă mai aveți vreo idee cu sticlă. Dacă mai știți ce putem face cu sticla, pentru că îmi place foarte mult să construiesc din sticlă. Bun, s-a făcut zi. Aoleu, a apărut și un monstru. Da, cum să nu, nu apărei tu aici? Sunt prietenii mei monștri ăștia, cum să nu? Ok, punem și aici. Bun. Și aici, frumos, pac, pac. Pac, pac. Băi, cred că este suficient, nu? Hai să aruncăm prima găleată cu apă. Wow. S-a făcut ceva apă. Băi, o să ne trebuiască ceva apă. Dar tocmai din acest motiv avem... Stați să scăpăm un pic de inventarul ăsta, că e cam plin. Să mai aruncăm pe aici într-un chest. Să aruncăm repede tot ce nu ne trebuie. Astea le lăsăm aici. Peștișorul ăsta n-avem nevoie. Deci tot lăsăm aici. Lăsăm tot, păstrăm numai gălețile. Pentru că mi se pare corect așa. Bun, și avem aici toate cele 7 găleți, 8 de fapt, câte avem, dacă chiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Băi, dacă nici eu nu știu să număr. Și acum trebuie să mergem să luăm multă apă. O să luăm cu toate gălețile ca să ne mișcăm mai repede. M-am gândit la toate înainte, cum să nu ia uitați. Hop, hop, bun. Avem 8 găleți pline cu apă. Sper să nu le vărs. Nu știu dacă se pot vărsa sau ceva, dar nu vreau să risc. Băi, dar n-am nimic. Trebuie să construiesc ceva să mă urc. Uite, mai trebuia să iau niște sticlă la mine, vedeți? Deci nu e bine niciodată și nici mâncare nu am, o să mor de foame. Hai că e bine, dacă e. Lasă mai întâi să punem sticla cu apa acolo. Apa mi se pare... O, ce am făcut? Vai! O, vai, Doamne! Stați un pic că, păi, lei, ce era să fac, inundam toată casa. Haideți să mâncăm înainte, că la cât de prostut sunt eu, cred că o să pot muri. Și nu vreau să mănec în propria casă sau ceva de genul. Și să punem aici sticla frumos. Oricum, aoleu, oricum sticla o să o spargem. Hai mă că, nu, de fapt nu știu dacă putem să ne urcăm pe ea. Hai să o luăm înapoi. Deci e clar. Mai facem dacă e, mai facem. Hai să punem pământ din acesta, că pământul niciodată nu ne-a trădat. Pământul mereu a fost bun cu noi. Ok, punem aici mult pământ. De fapt o să facem o scară din pământ. Hăț, 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 Johnule, hăț, hăț. Bun, și începem să punem pac aici încă o dată. Aici încă o dată. Ia să vedem unde mai punem. Acolo. Trebuie să facem, de fapt, nu așa sus. Așa oare? Zic că este perfect. Să lăsăm un bloc, gen, în sus, așa. Dar de ce nu vrea? Ah, pentru că e greata goală, de aceea nu vrea. Să ne putem pune apă și dinăuntru. Și avem o privire de ansamblu mai bună de aici, dinăuntru. Ok. Da, o să punem până aici, până la marginea aceasta. Wow, acum nu mai pot să ies din apă. Ce tare, nu? E bine că nu mai pot ieși din apă, dar cum să nu? Aole, trebuie să sparg o bucată de asta de sticlă. Haide, haide! Nu s-a spart! Nu pot să cred!
Bun, hai că am spart o bucățică de sticlă ca să putem ieși din apă. Aparent n-am avut suficientă apă încât să ne ridicăm până sus. Bun, luăm toată apa de aici. Păi, eu tot iau apă de aici, dar nu rămâne balta fără apă, nu știu care e faza. Și o să plecăm repede, vreau să termin repede aici ca să avem timp să umplem și acvariul cu pești. Că ăsta este interesul, să-l umplem cu pești. Bun, ia să vedem. Aole, iar am căzut în apă. Hai să o luăm înapoi. Așa. Să facem apa la nivel, dacă înțelegeți ce vreau să vă spun. Așa. Este perfect. Bun, dar aici în mijloc ne mai trebuie. Să ne putem să punem așa. Oare cum fac să bag apă aici în mijloc? Chiar nu știu. A, se pune singură. A, păi este perfect acum. Gata, mai aducem o bucată de sticlă. Și cam asta a fost acvariul. L-am umplut cu apă destul de repede. Și acum o să trebuiască să mergem să luăm peștișorii. Unde am pus sticla? Aici am pus sticla. Hai, repede, repede, Costin. Unde este blocul de sticlă? Îl punem așa frumos. Și plecăm în căutare de peștișori. Să ne urcăm pe aici, că ajungem mai repede. Pac! Gata, eu zic că este suficientă apă pentru niște pești. Chiar este destul de multă apă, dacă stau bine să mă uit. Hai să mergem să luăm niște pești. Să luăm de aici pentru prima dată. Sau să mergem direct la ocean. Nu știu, aș vrea să iau de aici să văd cum se comportă peștii în apa aia de acolo. Dar unde sunt peștii? Deci nu pot să cred că au luat toți peștii. Deci nu mai sunt pești deloc pe aici? Nu-i nimic, mergem repede, repede la ocean. Nu este grabă. Adică, de fapt, este grabă, că nu vreau să vă plictisesc. Asta e ideea. Vreau să mergem să găsim repede toți peștii. Zi, te rog, fă zi, te rog, pentru că acum am nevoie să mă duc. Mersi, mersi mult, Ovidiu. Apreciez. Ia să mergem să vedem care este treaba cu peștișorii ăștia. Avem 8 găleți, aducem 8 peștișori de data aceasta și poate mai umplem acvariul pe un live sau ceva. Dar vreau totuși să văd cum arată peștișorii mei în apă acolo. Hai, repede, repede. Băi, dar nu mai e niciun pește. Au dispărut peștii din baltă? Ce înseamnă asta? Nu, chiar nu pot să înțeleg. Trebuie să mă arunc în apă să văd mai bine. Deci, aparent, nu mai găsesc niciun pește. Dar nu știu de ce și... A, uite, uite unul aici. Vino încoace. Vino încoace, mititelule. Ah, rămân fără oxigen. Oi, lei. Ce aproape am fost. Hai să ne mai băgăm o dată, zic. Uite aici, uite-i. Stați pe loc, stați pe loc. Nu pot să-l iau, nu pot să-l iau. L-am luat, bun. Să mai luăm unul. Să mai luăm unul la fel. Bun, avem 2 peștișori până acum. Hai să vedem și găleata asta, să luăm puțin apă. De fapt, să luăm apă în toate gălețile, cred că ar fi indicat. Ca să nu ne mai chinim să luăm și apa. Și acum, uite, băi, de ăștia sunt la fel, eu nu mai vreau la fel. Vreau pești un pic diferiți. Înțelegeți voi ce vreau? Uite, a rămas aici bug, un bug vizual a rămas. Ia să vedem, să mâncăm ceva. Putem să mâncăm oare sub apă? Deci nu pot să cred că putem mânca sub apă. Asta e foarte ciudat. Ok, încă 6 peștișori. Hai să vedem cât de repede putem să găsim 6 peștișori. Hăt, ne-am băgat la fund acum, gata. Vreau un peștișor auriu sau ceva, nu știu, n-am văzut. Dar mă gândesc că aș putea găsi. Ar fi ceva super dacă aș putea găsi un peștișor auriu. Hei, rămân fără oxigen. Nu! No! Păi uite unde stau peștii și eu mă duc așa jos. Vino, coace! Vino și tu! Aoleo, pe tine nu te-am mai prins. Deci nu pot să cred. Băi, dar m-am dus ceva departe. Hai să încercăm să mergem mai aproape de mal sau ceva. Poate găsim mai mulți. Acolo jos mi-e cam frică să mă duc. Da, aparent nu sunt peștișori pe aici. Hai repede sus să nu rămânem fără oxigen. Ia să vedem, măi, peștișorul. Peșticule! Păi, dar nu e niciunul, frate! De-abia 3 pești? Nu i-aș vrea pe toți la fel, na, nu știu ce să zic. Poate nu-i vedem de acolo, poate vedem de aici, cine știe.
Nu, nu se ascund pe nicăieri, deci în ocean acolo unde erau peștii, la fel cred că îi putem găsi. Nu, este fenomenal. Uite încă unul acolo. Stai să-mi iau puțin oxigen și mă duc să-l prăduiesc. Ia uite-l, mititelul de el cum stă acolo. Vino încoace! Vino încoace! Uite, uite! Am găsit un delfin. Este un delfin? Nu-l pot lua? Nu pot lua delfinul. Vai. Deci nu pot lua un delfin. Cum fac să iau un delfin? Mi pare în dreapta acolo un delfin. Dar nu știu cum pot să fac să-l iau. Hai, vino încoace, vino încoace. Nu, nu pot să iau delfinul aparent. Dar uite, încă un peștișor. Măcar peștișorul ăsta l-am luat. Ok, mai trebuie 3 peștișori. Băi, 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 o să mor, o să mor. Vai, ce aproape am fost să dau colțul. Nu pot să cred. Deci am fost atât de aproape să dau colțul și nu pot să iau delfinul ăla. Deci nu pot să crede, fenomenal. Hai totuși să mergem să ducem peștișorii ăștia. Sau să mai încercăm. Poate mai găsim pe aici pe la mal vreunul. Hai să mai mănânc un pic totuși. Opa, n-am mâncat suficient. Bun, hai să mai mergem un pic la fund. Cine știe, poate mai găsim ceva bun. Dar aparent nu este nimic bun pe aici. O să luăm și niște de astea dacă... Bă, nu, că mai am chestii de astea, alge. Ca să mănânce peștii noștri ceva, nu? Băi, aparent de aici nu se mai văd pești. Hai să vedem, poate mai găsim în balta aia de la noi pe acolo niște somon, niște ceva. Opa, sus, gata. Bun, hai să mergem, poate mai găsim în bălțile astea din drum de aici. Oricum, mamă, dar ce aproape de ocean sunt. Nu mi-am imaginat niciodată că locuiesc atât de aproape de ocean. Nu, deci pe aici nu mai sunt peștișori deloc. Chiar nu pot să-mi dau seama. Iar s-a pus ploaia. Aoleu, adevărat hashtag sănătate acolo în comentarii. Băi, ia să vedem cum sunt peștișorii noștri în apă aici. Hop! I-am dat drumul unuia. Hop! 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 Gata, uitați peștișoare! Peștice! Băi, dar nu pot, băi, să mă urc aici deloc. Hai să mai sparg o dată, că n-am ce să fac. Mai sparg o dată și pun sticla înapoi, că chiar nu am ce să fac. Dacă am căzut acolo, nu mai ies. Nu mai ies deloc. Bun, ia să ne uităm la peștișorii noștri. Bun, deci cam asta este acvariul nostru. Nu uitați de like, share și subscribe. Și ne auzim data viitoare. Cam atât a fost cu acest episod. Să-mi spuneți dacă știți cum putem lua și alți peștișori. Pentru că uitați-i cum stau ei aici, mititei. Salutare! Salutare peștișorilor! Bun, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați de like, share și abonare. Și până data viitoare, v-am salutat. Re!